Salut, sunt Sorin Crișan de la videostory.ro și în video de azi vreau să vorbim despre conținut. Ce conținut ai putea să faci? În primul rând ai putea să faci conținut educațional, cum îl fac eu acesta. Bun, acesta este în domeniul de video marketing, îți explic cum să faci conținutul video, dar tu chiar dacă ai orice domeniu poți să faci un conținut video educațional. Acesta este și conținutul care are cea mai mare trecere, toată lumea caută diferite videouri în care să fie explicate anumite lucruri. De exemplu, dacă ai o agenție imobiliară, poți să folosești un telefon sau o cameră, cum fac eu acum, și să înregistrezi un video scurt de 1 minut, 2, 3, 5 minute în care explici anumite probleme de care se lovesc vânzătorii sau cumpărătorii când vor să vândă sau să cumpere. La ce să fii atenți când cumpără un imobil, la ce să fii atenți când vând un imobil și așa mai departe. Cred că sunt foarte multe subiecte pe această temă. Pe urmă ar mai fi conținutul la produse. De exemplu, dacă ai anumite produse, poți să le faci un video. Acest video poți să-l faci tot așa cum îl fac eu acum și să vorbești despre produsele respective. De exemplu, nu știu, avem un telefon și poți să vorbești de specificațiile lui, un fel de review. Pe urmă, dacă, nu știu, alt domeniu, poate să fie, de exemplu, un site unde vinzi Adidas. Poți să le faci un video la Adidas și respectiv în care să vorbești despre ei și cât de mult te ajută la alergat, de exemplu, sau depinde ce vinzi acolo. Este foarte important ca cel care vrea să cumpere să vadă un video în detaliu cu produsul. Și atunci, pur și simplu, poți să faci acest video în care vorbești despre produsul respectiv. Depinde de timpul care îl ai, poți să faci mai multe videouri pentru toate produsele dacă nu ai produse multe. Dacă ai mii de produse, poți să faci pentru produsele care se vând cel mai bine, de exemplu, ca să atragi mai mult trafic. Pe urmă mai sunt videourile în care pur și simplu promovezi produsele sau serviciile. De exemplu, la o imobiliare, poți să faci o filmare în care prezinți casa care o ai la vânzare sau apartamentul. Poți să filmezi 360 ca să poată să vadă potențialul client absolut tot ce vrea acolo. Dar nu este neapărat obligatoriu, poți să o faci și cu telefonul sau cu orice cameră de filmat. Este mult mai ușor să vinzi când îți prezinți produsul respectiv printr-un video. De exemplu, dacă vreau să cumpăr un apartament, bun, văd 2, 3, 10 poze cu apartamentul, dar un video ajută mult mai mult. Până la urmă, o poză este o poză, iar o secundă de video pot să fie 30 de poze, nu? Deci cu siguranță un video face mult mai mult. Dacă ai un magazin online, din nou, poți să-ți prezinți produsele Adidas și să le faci un video. Deci pur și simplu nu trebuie să vorbești nimic, doar tragi câteva cadre cu Adidas și respectiv, sau pantofi sau ce vinzi acolo. Îi pui în diferite unghiuri sau pur și simplu îi încalți și faci o filmare cu ei. Mai adaugi ceva text și ai un video de promovare. Dacă vrei să treci la următorul nivel, tragi și o voce și o pui peste video și atunci este cu totul altceva. Dacă ți-a plăcut video de azi, abonează-te la canal, apasă pe clopoțel ca să fii notificat când postez ceva nou și dă un like la video. Cam atât pentru azi, îți doresc o zi cât mai bună și ne vedem în următorul video.